A venit la un moment dat soțul meu cu copilul. S-au deschis ușile sălii de festivități și a no, apărut bă. pe trotinetă fimea. Care după aia a început să mi se urce pe cap în timp ce eu vorbeam cu ei, dar eu sunt din nou foarte obișnuită pentru că asta e viața mea, nu vreau să-i zic stai cu minte acolo. asta e viața mea, e obișnuită să fie cu multă lume. S-a urcat direct pe podium în fața unei săli întregi și era hei! <laughs> Salutare oameni buni, zvonurile sunt din nou adevărate, domnul Silviu Petcu, a.k.a. Boomerul și Alex Zob, milenialul, s-au întors. Nu uitați, dacă vă place ce facem, dați acolo un like, un share, un subscribe, ce vreți voi, ne ajută. Acestea fiind spuse, Ana Ularu este astăzi cu noi. Bravo! Salut! Ce face Cine vorbești? Nu e nimeni aici. Nu. La Asta, camera aia nu vorbim uite. noi. Sunt tu? oameni mici în camera aia? Exact. Lumez, lumez, lumez. Pitiți, Ana. Pitiți. Uh, hello. hello! Bună! Oameni Bună. pe care îi cunosc din două părți complet diferite ale vieții mele. Păi hai să începem să cu începutul. Da, hai să începem <laughs> cu începutul. Deci de să începem foarte cu de unde vă știți voi. Deci cu boomerul începem așa. Uh, în anul de grație 1989, când tu aveai un patru ani, să zic. Ieși poate un da, nu, 4 ani. Să ea. spunem scurtă paranteză că Ana este și ea este născută în 85? În milenială. Este milenială. Milenială. Milenială tânără, căci sunt și elder millennials. Yeah. S unde știi batrân. tu? Und, cum, unde arată elder millennials? e, millennials? Aia născuți în 80 sunt elder millennials. Și mai așa, mai... Ăia da. Aia, sunt, uh, uh, cred că mai, nu știu, mai, mai amarnici. aia, aia din 94, cum sunt dragă? Aia, aia, din 94 se cheamă tot milenial? Da, nu? da. La... se cheamă I don't know. Y? Nu, Gen Z. Este după 96, 97. Încă. Jay Z! Nu. No. Jay Z, da. <laughs> uh, Jay Z. Nu știu, habar n-am, nu înțeleg lucrurile astea. Acum ce e? Colegele noastre de apartament alpha. ce sunt? Alfa? Alfa, pentru că s-au la... luat de la capăt. Indigo, chill. Da, okay. Scuze, am făcut Re paranteza. Am făcut de paranteza și uh, revenim. Uh, deci eram în nou? casa... Familii Ularu în 89 ianuarie, poate, de, era iarnă sigur afară și eram după o premieră de la Teatru Mic, se juca piesa Astă seară stau acasă, da. scrisă de Toni și de Monstru și jucată la Teatru Mic. Și era toată echipa acolo, de distracție. Și apare la un moment dat în chestia aia, știi cum lumea mai cu curent electric sunt terminat pe la 10, 11, noaptea. Serata dansantă cum a da, venit. dansantă din vremea trecută. Da. Mă, și apare o prințesă cu tutu alb. Nici o treabă n-avea. Era... Cred că îți lipsea bagheta cu uh, da, nu eu pe mine nu mă imaginez așa deloc și așa mă amuză. Mă, dar așa, așa te ține o minte că ai apărut odată acolo, impunătoare, adică nu că vai să cine e aici, să rămână post și eu să stau. Nu, tatea a venit în mijloc și se uita așa Era la, la ea acasă. Era, no? și... era bucuria vieții mele când veneau ei acasă, era când vine, e seară vin divertișii, era, era cea mai mare petrecele. bucurie pentru mine, că odată mă culcam târziu. Exact. Aveam voie să, aveam o, o pantera roz pe care o învârteam de coadă pe acolo și cu ghigii bejanți, -mi că mă jucam, adică eram <laughs> Cea mai mare bucurie a mea când veneați voi, că se aprindeau luminile, se da, puneau da, da, mesele, da, da. veneau curcanii, iar eu n aveam nicio obligație să fac chestii gen să mănânc, ceea ce era oribil pentru mine. Da, ai avut ce. problemele astea cu mâncarea, cu asta nu-ți plăcea? nu să plăcea să mănânc, mi-am pus dorința la un moment dat, m-a ridicat mătușa mea în brațe, nu știu, aveam vreo 2 ani și mi-a zis, uite Ana, ninge afară, puneți-o dorință și mi-am dorit să nu mai mănânc niciodată. <laughs> Foarte puternică, <laughs> foarte Bun. puternică. Lucruri care, na, s-a schimbat major între timp. Dar, dar da, cam asta a fost E un soi de karmă veche a familiei noastre Nici unul nu a vrut să mănânce inițial Nici, taică <laughs> meu, nici taică, taică -su. Da, așa. E pe linie paternă, nu a mâncat nimeni nu. <laughs> dar ce aveați maică cu Nu mâncarea? știu, eram, nu știu, nu ne plăcea să mâncam dar acum ești foodie, nu? Acum sunt foodie. Sunt foodie și gătesc chestii foarte bune. Wow, de ce ai trecut în partea direct? în partea și karma nu se oprește Copilul Gătesc tot ce vrea Și următoarea generație de olarul, că și are numele ăsta de familie, e nimic, nu Mă rog, ieri am făcut miso sub și i-a plăcut foarte mult. A, bun, deci suntem pe drumul cel bun. Suntem Dar pe drumul cel ai, bun. Ai zis că tu nu, tu nu te vezi așa cum, uh, cum te-a descris Silviu. Cum? Adică ce ți-amintești tu de atunci? Cum, cum erai tu atunci în bine. perioada aia? Vai, cum eram în perioada aia? Adică, nu știu, în primii 5-6 ani. Uh, țin, la școală țin minte chestii din astea că eram la Costinești la uh, gala, gala tânărului, tânărului actor. actor și făcusem niște crize înfiorătoare că eu vreau la discotecă <laughs> <laughs> și pentru că țineam minte că am făcuse în mai mea un costum așa, ei mei mai făceau pentru fondul plastic uh -huh. făceau haine și era la noi cooperativa de făcut haine. Adică eu cumva am scuza asta că pot să am câte haine vreau pe lumea asta, pentru că am fost crescută de către scenografi și Corect. pentru. Da, deci eu am voie. Și, și am făcut se <laughs> da, mai da, mea da. nu știu ce costum, care avea niște steluțe și intrasem la Blacklight acolo pe ring, la forum, un pic, wow, și am început alea să strălucească, și din clipa eu am făcut, nu, nu, nu că vreau la discotecă. Și asta, și încă o chestie extrem de grăitoare. Care, din nou, cred că se transmite genul ăsta de încăpățânare, e că tot în același context, într-o seară, eu că vreau la discotecă, ei nu și nu, mănâncă acest lapte. Nu care caimac, mănânc acest lapte. Nu mai vreau să fiu, să fiți părinții mei. Plec de acasă. Aveam trei ani. Uh, Ana, nu pleca de acasă, ai trei ani. Nu, 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 eu plec de acasă, nu mai sunteți părinții mei. Dau să ies pe ușă. Într-un moment de geniu, taică meu care a avut diverse momente din astea de parenting de geniu, e de povestit, zice, dar stai, Anuca, pentru că hainele de pe tine noi ți le-am cumpărat. Deci dacă vrei să nu mai fii copilul nostru, nu poți să pleci cu hainele. La care eu zic, ba, și mă dezbrac la popoțul gol și pornesc pe hol la forum în lume să-mi găsesc soarta. Lucru pe care, culmea, țin minte. Țin minte teama îngrozitare pe care o aveam. Afară ploua cu tunete adică, și te-au lăsat fuge. să faci primii pași? M-au lăsat, au vrut să vadă. Păi, Până unde mergi? cine e omul ăsta la pe care, care noi l-am făcut? Acest coleg cine de apartament. Și da. colega de apartament a plecat în popoțul gol pe hol la forum gata să-și găsească rebel, soarta. Adică da, nu... Da, m-am foarte tare imaginea asta. Te -au și Te-au recuperat bă, nu că la omul da, cred că s-au abținut din răzputeri să nu râdă, că sunt foarte multe momente din asta, orice părinte știe când trebuie să continui să fii strict și să ai păreri și să -o, -o ții pe a ta și face pârșul ceva extrem de comic și tu trebuie să zici... Da. Și râzi în interior. Și râzi în, râzi în, în forul tău interior. Da, deci cam asta eram personajul. Când eram mică, eram omul petrecerilor. Asta mie îmi plăcea cel mai mult, cu da, lumea. A, multă... Asta am remarcat, adică când ai ajuns acolo și cu asta închei, când ai ajuns în, direct în mijlocul camerii, care era mărișoară, în fine, era lume multă, cu farfurii în mână, să cânta muzică. Deci era atmosferă tati. nu era... Oricum era după spectacol, gândește-te că era un 11 noaptea, bănuiesc, băci veni venisem noi de la teatru, hahaha, ia că nu erau mașini pe vremea mea, mergeai pe jos cu trolebuzul, cu ce să putea da, funcționa. Da. Era o, un mod de a exista. Băi, frate, și copilul era în pac, o poziție de a pa, element. Sus, element, zic, mă. Da, parte, eu, eu am fost tot timpul cu party. mie îmi place cu oameni, cu lume, cu ha-ha-ha. La școală, cum uh, învățai? Învățai bine? Bine, am învățat bine, dar fără vreo străduială mare. Adică eu am fost la școala spaniolă din clasa 1 până într-a 12-a și mi-a plăcut oh. foarte, foarte mult la școala mea. Și culmea e că am absolvit, după care n-am mai fost 20 de ani, după care am fost acum două săptămâni am văzut. Ai din făcut nou. întâlnirea de 20 de ani. Nu. Sau? Nu. Am pur și fost, uh, când filmam serialul Subteran, unde ne-am întâlnit eu și Alex, uh, colegi de platou, la un moment dat, pe acolo prin spital, când filmam, am zis, „Ah, nu știu ce, că eu am absolvit Cervantes. Și uh, unul dintre cameramanii noștri foarte tânăr a zis, și eu am absolvit Cervantes. El, 23 de ani, adică o distanță foarte Măi, mare. Ție, cum ți-a fost? El îmi zice, mie mi-a fost excelent, zic, și mie mi-a fost excelent. Din nou, mintea aia de părinte zice, hmm, să mai trimit pe cineva la școala spaniolă? Din, uh, și am, am fost să fac o întâlnire cu copiii de liceu și mi-a plăcut la nebunie, pentru că odată că am dat de niște oameni extrem de deștepți, cu introspecție, cu întrebări pertinente, interesante. Unul m-a făcut, adică mi-a dat marți. N-am știut ce să-i răspund și am spus, nu vreau să-ți dau varianta de duminică la răspunsul ăsta, o să mă gândesc. Mă mai gândesc până la Dar sfârșit. Dar ce te-a întrebat? Nici măcar nu mai țin minte întrebarea. M-a întrebat ceva, cred că era în legătură cu... Um, Momente de uh, eșec sau de, de slăbiciune și modalitatea prin care am trecut prin ele. Și n-am vrut să-i dau un răspuns final la shit. de. M-am ridicat și am mers mai departe. Și da, n-am na, na. vrut să-i spun o chestie din asta, am vrut să-i zic. Eu sunt și foarte sinceră în toate interviurile. Zic, băi nene, de la, din anul 1 și în anul 2 eu -și cam foarte prost. După care, în anul 3 am început să am niște revelații. Adică eu întotdeauna am fost. Um, um, cred că mă ajută foarte tare să mă cunosc în sensul că să știu exact unde am dat chixuri, unde am strălucit, de unde mai, am, unde mai am de, de îmbunătățit lucruri și n-am vrut să-i răspund copilului de fapt forța internă care m-a dus mai departe pentru că n-am diluit întotdeauna elegant cu eșecuri și n-am, nu știu, neavând o minte de bișnițar, Mm -hmm. Deloc. Nu știu să uh, manevrez soarta în așa fel încât să-mi funcționeze mie neapărat. Adică la mine a fost doza de muncă, doza de noroc, doza de locul potrivit. Nu știu, nu știu să fac. <gântu -i> A. Să trage ații, să manipulez manipulezi, să, și să up să să faci no. tot felul ce, de chestii. Ce întrebare totuși? Mie, mie și, mă simt prost acum să mai pun întrebări, că, că nu, sigur nu să pun întrebări atât bune, știi? Băi Băi da, da, asta este, asta, să nu în sunt niște copii, copiii întotdeauna sunt cei mai buni Ever, pentru mine, Corect, cel da? puțin adolescenții, sunt da? cei care au niște introspecții. Dacă nu dacă au lipsă de comunicare cu părinții și nu nu știu să întrebe, să primească răspunsuri cum trebuie la problemele lor, că poate. Lipsa de comunicare este principalul motor al, al, îți, al căderii în interior. Da, cum exact. ar veni. Și atunci, când al pune. Inclusive. Are niște. O, a avut o curiozitate omul și a întrebat Bă, băi, că el a trecut prin aia, de Asta tot. e clar. Toți, pentru că mai puneau întrebări din astea, Alex, că ei mai erau, unii dintre ei erau în trupa teatrului. Eu am crezut că o să vină doar aia din, trupa teatru, din trupa, trupele de teatru ale liceului, care sunt două, două erau și pe vremea mea când jucam eu foarte prost, într-una. Uh, și am crezut că o să vină aia care o să mă întrebe cu un atc cu cârmări, cu chestii din astea, locuri comune la care te aștepți. Nu, m-am trezit cu foarte multă lume Enorm de mult de ei neinteresați de actorie. Adică mi-au zis foarte mulți că vor să scrie, că vor să. Într-adevăr, tot pe filon artistic more or less. dar era unul care era în trupa de teatru, de exemplu, și care îmi zicea că el nu știe cum să se replieze interior, pentru că atunci când greșește ceva pe scenă. Nu știe cum să recupereze, nu știe cum să o facă pierdută, nu știe cum. Adică. Am ajuns la niște discuții cu ei, după care s-a mai stat, s-a mai stat. A venit la un moment dat soțul meu cu copilul, s-au deschis Hai ușile sălii de festivități și a apărut o, pe trotinetă fimea. Care după aia a început să mi se urce pe cap în timp ce eu vorbeam cu ei, dar eu sunt din nou foarte obișnuită pentru că asta e viața mea. Nu vreau să-i zic, stai cu minte acolo. Asta e viața mea. E obișnuită să fie cu multă lume. S-a urcat direct pe podium în fața unei săli întregi și era hei! Deci, da, în concluzie, your... the, kids are, are right, the kids, are, all right, The kids are all right. Copiii au fost extraordinari și din câte am înțeles de la o colegă de-a mea de liceu, care a fost tot așa, în ăștia 12 ani la școală, Profesorii sunt cam aceiași, a fost o, o întâlnire foarte mișto, o reîntâlnire și cu profesorii. Pentru că eu am fost și un caz special, din punctul de ăsta ce? de vedere. Eu când aveam 15 ani, am luat proba, abia intrasem în liceu, și am luat probă la teatru mic la Lolita, cu a, Ștefan Iordache. Da, da. După care au urmat un chiulălău... Major, 3, pentru 3, că da. repetam, Repetiții. pentru că Ștefan Iordache n-avea el chef site-ul ore de biologie și e normal, adică am ales cumva o cale profesională în clipa aia și a trebuit să mă mențin pe o linie din asta, de plutire, să am și note bune în școală, să nici nu mă exmatriculeze. Bănuiesc că profesorii au fost înțelegători. Au fost foarte mulți înțelegători, iar cei care nu au fost înțelegători au fost cumva contrabalansați de faptul că aveam un dirig foarte mișto pe care l-am văzut acum, domnul Ciocaniu A.E., care a, a fost minunat. Adică au fost niște oameni care și-au dat seama că vocația mea nu e să fiu elev de liceu și au contribuit, au, au ajutat, au... Făcut să fie mai smooth calea, mm. fără ca eu să trebuiască, că am avut în același timp conflict, conflicte cu profesorul de fizică, care avea exact atitudinea aia de vin la ăștia de la oman care-s proști, în condițiile în care noi făceam traduceri și retroversiuni din Marches, dar na, dacă judeci un pește după abilitatea lui de a se urca în copac... Din copiii sunt. Foarte adevărat. Asta mă, mă, mă ucide, și din punctul ăsta de vedere, cred că sistemul școlar de la noi trebuie un pic. Regândit? Regândit pentru a vedea ce înseamnă vocația unui om și talentului. Ha, și da, pentru a asta fi... este, lipsește cu desăvârșire. Da, pentru a fi ajutat în direcția aia, pentru că nu trebuie să fim toți egali. Mm. La fel cum nu trebuie să ții pe cineva care e genial la fizică sau la mm. matematică, la nivelul meu. Care ador să desenez și care vorbesc cinci limbi străine. Nu trebuie să-l ții la nivelul meu. El trebuie să strălucească în zona lui. Și mai departe de chestia asta cu real și uman, cred că trebuie să existe un pic mai multă atenție. Dar, din câte înțeleg, școala mea a devenit din ce în ce mai mișto și fac acțiuni din astea. Când de... de -asta. Da, și eu m-am bucurat. Am fost acum la premieră la Nasty, la filmul lui Tudor Giurgiu, care este minunat. Mergeți să-l vedeți. E documentarul despre Iliana Stase I love it! Și între timp vorbeam cu colega mea de liceu care îmi trimitea poze cu tot felul de acțiuni umanitare pe care le fac ăștia din liceu și duc copiii în sate să doneze chestii și m-am gândit, doamne, acolo vreau exact cu atitudinea asta și cu uh, înlesnirea gândirii critice, care a fost un lucru foarte bun la mine în liceu. Nu o să uit niciodată când ni s-a dat o temă din asta să facem analiză de morcov. Mai țin -mi minte cum se făcea la patima roșie. Aha. Eu zic morcov de fiecare dată ca să nu jur. Uh, <laughs> că ce altfel aș jura foarte mult. Și toată lumea a venit, adică copiii aveau treaba asta că să vii cu ce scrie în cartea de comentarii. Nă, 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 mi-a ieșit bună, și... Și eu m-am -am dus acasă și am decis că pe altarul este asta, nu pot să zic că mi-a plăcut așa ceva și am făcut un soi de critică așa și am nu. zis, asta e greșit, structura e greșită, personajele sunt unidimensionale, bă, 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 bă. Și m-am dus și am zis, asta e, cu asta mor de gât. Și dirigul meu, care era și profesorul de limbă și literatură, bună ziua, a zis... Excelent, bun, gândire critică, nu trebuie să ne placă tot, nu trebuie să zicem toți vai geniul și luciferul și nu știu ce, avem dreptul câtă vreme suntem informați și avem argumente să zicem de ce și asta mi-a plăcut foarte mult, pe asta vreau să o fur la rândul meu în educația copilului de la taică meu care niciodată nu m-a lăsat să zic că ceva îmi place sau nu îmi place fără să argumentez, dar de ce îți place, dar de ce nu ți place? Și mi se pare foarte mișto că mi se pare că te ajungi să te -și cunoști mai bine așa. Dar știi ce e interesant? că Asta discutam cu Alex, cu alți invitați de noștri în decursul timpului, în anii trecuți și tot timpul îmi vine în cap exemplul băiatului meu care a făcut a, -a 10 -a în Franța. A, mișto! S-a mutat Carmen acolo și a făcut și el clasa 10 acolo. Total, total schimbat sistemul. Adică cu da, da, exact ce vorbești tu. Nu exista că mi-a plăcut ceva. Nu exista. Trebuia în aceeași lucrare să spui ce ți-a plăcut și de ce nu ți-a plăcut. Da. Păi nu, că nu mie mi-a plăcut tot. Nu există. Nu se poate ca să-ți placă tot. Da. Ai o chestie din da. textul, din personaje, din orice altceva, să spui și întotdeauna trebuia să argumentezi pro și contra. Și asta i-a rămas în cap. Când s-a întors săracul <laughs> în țară, anul următor, s-a dus o zi la liceu. Pe care făcu, în care a făcut Sanoa și a zis bă, eu nu mă mai întorc niciodată în sistemul românesc. Nu am cum. Eu sunt învățat să argumentez da sau ba și să vorb... Adică, și adică, și să-ți fie respectată părerea. Că și să nu, fi, zbor, exact, da. să nu Exact, să nu fii tras la răspundere că dar de ce gândești așa. Da. Că, bă, dar cum adică? Cum, ce... Că trebuie să gândim toți din cartea de comentarii. Exact. O și și că în momentul ajuns. ăla s-a terminat. A trebuit să rămână în sistemul francez și cu asta, basta. Interesant. Pentru că azi, nu mai vreau, nu, nu mă interesează, nu-mi plac ce vorbesc colegii, pentru că nu Nu-i viața de cum era dincolo, na, Nu știu. Abară. Interesantă chestia asta. Adică, mă rog, din câte știu eu, sistemul francez de învățământ <coughs> e destul de strict și desta care e interminabil. Și e șase zile pe săptămână și bă, bă, bă adică e. Da, este interminabil, dar este în forma asta în care totdeauna la ore trebuie să spui da. pro și cont. Adică să te învețe să gândești, să gândești și să nu reproduci din manuale, din cărți alternative și de nu știu ce, că doar așa să învăța aici, lua ce a zis ăla, pac, 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 ai pus și tu cu alte cuvinte, ai schimbat da, două și prepoziții. și prostul exact. ce auzi părerile altora deja Exact, amestecate. și nu te mai interesa nimic, adică nu, nu trecei prin filtrul tău. Foarte mișto că ai zis Deci se pare că fetița ta are un viitor? Deci acolo bănesc o eu să meargă, nu? Eu, da, eu, mai eu în acest moment al vieții mele îmi doresc să o dau acolo pentru că mai erau încă niște lucruri care mi îmi plăceau foarte mult la școala mea. Când făceam istoria Spaniei printre a 11 -a sau ceva de genul ăsta aveam un profesor care ne dădea descrise seure acasă nu că da ce s-a întâmplat. De ce au pierdut aia, bătălia aia? ce au greșit strategic, ceea ce este bestial. Dă-i chestia astea unei clase de fete, de 20 ceva de fete și să vezi ce răspunsuri mișto erau și ce ce seuri mișto erau, pentru că efectiv trebuia să gândești strategic ce au făcut ăștia. Acolo era munte, acolo era câmpie, le-au lăsat lor loc deschis să tragă ce arme aveau, arbalete, dragi laci, invazia maurilor de, de, nu știu unde și așa. Faptul că întotdeauna ți s-a cerut părerea, ceea ce mi se pare o chestie esențială, să nu tratezi copiii oricât de mici ar fi ca fiind non-persoane. Da. La fel, nu știu, am, probabil că sunt eu mai woke și am citit cărți daneze de crescut copiii și nu știu ce mai ca măsi. Morcovi. Mor morcovi. Dar am chestia asta, bă, să nu-l tratez ca pe un sub-om. Da, este dependent financiar, motor și nu știu ce de tine până la un anumit punct. Dar E o viitoare persoană care în clipa aia îi se formează personalitatea. Correct. Evident că dacă are nevoie de picături în nasul, să îi le bagi cu forța. Că nu va sta dat. nici de... Că altfel nu va sta. Dar <coughs> sunt anumite lucruri și aici și mai încolo când e adolescent pe care cred... Adică trebuie să ai un soi de respect față de autonomia și de demnitatea lui ca persoană. Mai puțin când e vorba de picături în nas, trebuie să le bagi cu forța fără pic de milă. Credeți-mă. Anușcă, cum a Ieși. fost să lucrezi? Știu că ai mai povestit asta, dar n-am cum să nu te întreb și să te rog Dache. să ne povestești cum a fost cu Ștefan Iordache. Minunat! Te-a copleșit la început? La început mi-era foarte frică, i-am zis, mai că mi se vină cu mine la prima repetiție, pentru că mi-era foarte frică de el, era... Impunător? Impunător, era ursuz și magnific și citea ziarul lui și nu era... Uh, omul copiilor. Nu știu cum să zic. Nu era prea prietenos cu copiii. Nu, nu că nu era prietenos cu copiii. Nu, nu avea... Știi, sunt oameni care în mod natural au chestia aia. El era totuși un mare actor care avea o lume internă fabuloasă, că de, a, de acolo ieșeau toate lucrurile alea și era închis. Tu câți ani aveai atunci? 15. 15 ani. Da, dar m-am dus cu o brăznicie la la probe și la, la prima probă am dat doar cu Cătălina Buzoianu și la a doua probă am dat cu el la scenă, la teatru mic, cu sala plină de concurente, mie îmi făcea burta în toate felurile, că asta mi se întâmplă atunci când am emoții, încep să ghiorțăi și mi era rușine că mi se părea că aude toată lumea și așa da? eram și cea mai mică adică eram, ia uite că mă sună oameni potoliți-vă oameni, lăsați-mă pace așa uh, eram cea mai mică din sală, în rest erau doar actrițe, absolvente, studente, eu lipseam de la liceu în ziua aia, din clasa noua, și am fost obraznică la probă și a plăcut. Adică, nu știu, am făcut o cioacă, am făcut ceva de genul, că era o replică, asta din nou, fiind Lolita, și ea la un moment dat îi spune lui Humbert, ar trebui să chem poliția și să le spun că mai violat o chestie din asta, și eu am dat o chestie de asta, trebuie să chem poliția și să le spun că mai, cum Viola și la a și râsul Very nice. de chestia asta pentru că m-am gândit eu în capul meu că totuși copilului nu-i vin atât de repede no. nu la momentul ăsta din spectacol mult mai târziu ea știe să devină amenințătoare pentru că se corupe și se corupe din ce în ce mai tare uh, și l-am făcut să râdă și am luat s-a relaxat atmosfera da, am luat proba, după care a fost această primă repetiție unde i-am spus lui mama să rămână cu mine, după care am fost on my own. Și atunci mi s-a spus multă baftă, pentru că dacă te iubește, te iubește, dacă nu, nu. Și cred că cine îl cunoștea știe ce înseamnă. Și din fericire am avut șansa și poate intuiția și poate, uh, nu știu, Sclipirea că încă nu era nicio tehnică să-l fac să mă iubească. Dar bănuiesc că a venit treptat toată treaba, adică. A venit, a venit treptat și a venit. cum să spun? S-a concretizat, adică am simțit tandrețea și un soi de respect. Care e, pe care e minunat să-l simți din partea unui colos. Na, că Evident, tu te duci acolo ca la un altar, dar când simți că există o reverență și din partea cealaltă, lucru pe care numai un actor mare poate să-l facă, să-și să permită intern să fie reverențios în fața unui copil. Um, e, e foarte plăcut. Aia a venit, cred că, atunci când am început să avem spectacolele. Câte spectacole ați avut în total? Nici nu știu, foarte puține. Puține, nu? Puțin, puțin. Știu puțin. că nu s-a jucat mult. S-a repetat mult, da, -am, se tot am schimbau apucat salile. Să da, da. -am să Nici că mi nu l-a văzut. S-au tot schimbat sălile pentru că era sala teatrului mic în renovare, după care ne-am mutat la foarte mic, după care de la foarte mic ne-am mutat la arcub, după care au fost tot felul de, de, trasladări din astea și într-un final l-am jucat. Țin minte că era coadă întotdeauna la intrare, la, era coadă la bilete, pentru că cred că era destul de mare îndrăzneala să faci un asemenea text și cu o asemenea regizoare și cu un asemenea actor. Uh, scenografia era foarte mișto, era foarte bizară. Era, era făcută de un artist, de Davis Grebu. Și era tot un pic suprarealist și înspăimântător și undeva exact la granița aia minunată pe care Nabokov o are între perversiune și sordid și mizerie și ceva diafan diafant și, diafan și iridiscent așa ca aripa de fluture e, era fabulos l-am jucat puțin, poate că e și bine că l-am jucat puțin e un spectacol în care e foarte trist să îmbătrânești că e, e ăsta al teatrului pe care toți îl acceptăm într-un fel, că împătrânești într-un rol și uneori nu se mai Nu pe asta am vrut să zic, nici nu avei cum să fii Lolita da. și Andes nici e. nu văd la 20 de ani să poată juca cineva Lolita, adică mi se pare că -i... Da, poate te ajută e... fața, poate nu știu ce să zic. Chiar dacă te ajută, e o, e o chestie, cred, de mobilare internă, pentru că nu. Potolește-te, Ana. tot mișc microfonul. Pentru că cred că trebuie să ai în continuare un soi de inocență pe care nu poți să o joci, de fapt. Așa e. e... Nici măcar nu e un merit. Ea se șterge până la urmă. Păi se șterge cu tre trece timpul și. Te nu... trece timpul și te. Da, te osifici, te călești, te. Dar asta n-a fost primul tău. Tu ai jucat deja. Jucasem în filme. În da. filme jucasei la 9 ani, la 10 da, da. ani, nu știu cât. Știu că ai jucat. Cred în... că la 9 ai început. La 9, nu? la 9 am început, la 9, la 10 și la 11 ani am jucat în primele mele filme. Nu era prima chestie, dar teatru e cu totul și cu totul altceva. Era, a, alea fusese doar filme, nu? Fuseseră, nu, nu denigrez filmul cât și de puțin. Eu cred că amândouă sunt la fel de greu de făcut. Categoric. Dar pentru un non profesionist să faci teatru și să susții mai greu, un spectacol mai greu. de trei ore cât avea în două părți în care totul devine din ce în ce mai nasol și mai pe muchie de cuțit către final să poți să duci chestia aia și să o duci adeseori, să poți să o repeți de foarte multe ori e, e, e greu mă bucur că am putut să fac, am făcut o școală excelentă excelentă, sunt recunoscătoare astrelor pentru totdeauna, pentru Cătălina Buzoianu. În fiecare an de 13 aprilie mi-aduc aminte de ea și um, e o lume foarte bizară acum că ea nu mai e în lumea asta. Pentru mine. Pentru că din când în când mai vorbeam cu ea, făcea plăcere să o aud, să o văd, îi sunt recunoscătoare și o iubesc pentru totdeauna. Ce-ți amintești de la admiterea la facultate? Că, că nu eram pregătită deloc. Nu eram. Nu știu, am uh, tratat cu superficialitate. Nu-mi găsisem monolog, nu-mi plăcea ideea de a spune poezii, nu știu, era. Era ceva foarte ciudat în mine să dădea o luptă din asta, a faptului că eu jucasem și jucam, chiar atunci. Adică, făcusem în clasa a 12-a cele, magnatu și în Tango în vara de dinainte, făcusem trei filme ă, știam și simțeam din răsputeri că am nevoie de tehnică și am nevoie de structura și de rigoarea pe care mi-o oferă școala, că nu poți să te duci și să fii cu ochii sclipitori și un zâmbet larg pentru totdeauna și cred în continuare că un actor netreinuit are anumite dezavantaje față de un actor treinuit, să zicem la același nivel de talent, că poți fi și actori care sunt antrenați și școliți și care să naibă, să naibă. Nu știu, să, să naibă harul. Să naibă să da, să naibă lumina aia. <coughs> dar în același timp din liceu am moștenit chestia asta că dacă trebuie să fac ceva, o să-mi vină să fac orice altceva în afară de acel ceva. <răză> și să amân până în ultimul moment. <răză> și să amân până în ultimul moment. Cunoaște. Regina procrastinării aici. Dacă aveam de citit Ion, și asta știe domnul diriginte, citeam integral la Kafka, lucru pe care l-am și făcut, numai să nu citesc Ion. Glasul pământului. Până la urmă, că îl citei. Îl cite pe Ion. Sau? Pe bucățele sau un în pauze. Pe bucățele, în pauză și cu, uh, cu dezgust. Nu știu. Aveam problema asta cu ce, ce e la impuse. Mm. Ceea ce e, na, paradoxal, pentru că orice actor, până la urmă, are o viață care e, mai ales când filmezi, la impuse total. Adică, ți se dictează la ce oră mănânci la prânz, la ce oră te trezești, la ce oră treci din scaunul de machiaj în scaunul de păr și tot așa. Dar, na. La vârsta respectivă m-am dus nepregătită la examen. examen. Mi-am ales un monolog cu vreo două sau trei zile înainte și m-am dus la Adriana Trandafir, care m-a pregătit, m-a ascultat și care îi mulțumesc foarte mult pentru că ea a fost cumva din copilul ăla pe care l-ai cunoscut tu. A venit așa, nu știu, un, un nor de-a lungul vieții și am devenit foarte timidă la un moment dat. Și mi s-a stins un pic lumina intern și s-a devenit vocea mai moale. Și când am întâlnit-o pe Adriana Trandafir, ea a venit și mi-a readus aminte un pic de, de ce zace înăuntru și de vocea aia. Ce fain! De, ai, un, de unde e sporec la urlarul? Iar tu mă. Ei spus că uh, am filmat acum. Da, da. Bănesc că ei spus acum, da nu la, la filmări. Asta. Da, da. Dar știe, noi ne-am mai văzut între timp și eu am, am jucat împreună în peretele. Ah, corect, și corect. eu i-am. -am, am, da, am numit-o tot timpul și am mulțumit foarte mult. Pentru că în marea pregătire pe care a făcut-o cu mine, îți dai seama că am avut foarte puțin adică, timp. Câteva averip, zile, nu? Da, efectiv, mi-a făcut. V, mai fată, tu ai forță, scoate-o. Cum e ea? Cum zici poezia asta lui Nikita Stănescu? Da, cu noi. Cu noi cum e. Și am oh, oh. mi-am adus aminte de ăla, care e foarte interesant și care a fost, na, foarte mare parte din cariera mea. Te-ai acomodat repede în, în, în Facultate? Da, în mediu, nu? 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 Nu. -a fost, uh, greu. Foarte greu și am fost foarte nefericită. Uai. Din cauza timidității sau nu știu, nu a celor din jur? Mi se părea că toată lumea e mult mai talentată decât mine și că eu sunt super impostoare și că ce caut eu acolo. Chiar dacă tu jucai de la 9 ani, tocmai, făcusei film, făcusei un spectacol tocmai. cu Ștefanul dacă te simțeai impostoare. Super impostoare. Și știu că aveam în prima, prima sau a doua săptămână de școală, tocmai am văzut pierderea perului, uh, aveam premieră la italiencele și lipeam postere prin școală cu nap și mi era o rușine de chestia asta, cu toate că era munca mea. Munca mea și ce învățasem eu, cum se joacă la prim plan și la 85 și la 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 de la Florin Mihailescu, care a făcut o școală foarte mișto de actorie de film cu mine. Mulțumesc, domnul Mihailescu. Uh, Aveam aveam sindromul impostorului și încă l-am. Dar pe de altă parte mi-am dat seama că impostorii n-au sindromul impostorului. P tocmai. Adeseori. Așa că atunci când mă mai apucă, mă gândesc, stai puțin, stai puțin, totuși, totuși. Dar nu mă simțeam bine. Mi-aș fi dorit foarte mult să fiu la domnul Pintea la clasă. Și nu m ales, cred că a uitat de mine efectiv. Noi am fost cumva clasa mea care a nimerit la domnul Naum, lucru pentru care sunt eterne recunoscătoare, pentru că domnul Cătălin Naum a fost un mare profesor. Și asta poate să o ateste oricine a trecut prin Teatru Podul și tot așa. Uh, noi cei care am nimerit la domnul Naum era aia pe care nu-i vrusesc, nu-i nu nu voia nimeni. Adică mm. nu-i voia, nu eram, nu știu, ori destui de frumoși, ori cu notele destul de mari. Eu am intrat a opta, cred. Uh, uh, știi? Eram rebuturile cum ar veni. Asta cum? Asta era. E, a, era o discuție între voi la școală nu sau știu. cum? Cred că s-au ales clasele nu, între ele. Nici nu știu dacă ne-am ne picat la un moment dat bârfa că s-au ales între domnul Pintea și doamna Sitaru care au zis, vrem, așa vrem, așa vrem, așa. Și cine, și s -a cine, a ales? Înalt, cine nu s-a ales s-a ajuns acolo. Nici nu știu. Poate că e o bârfă, poate că n-a fost adevărat. Asta în îi, îi se pare în facultatea aia s-au spus multe lucruri neadevărate sau bizare de-a lungul timpului. Dar cert este că eram și foarte supărată că nu intraseră o grămadă de oameni care au ajuns după aia la Cluj și pe care eu îi consideram foarte talentați. Și pe care îi Și pe care îi știam și pe care eu îi consideram foarte, foarte talentați și mi-aș fi dorit foarte mult să-mi fie colegi. Și pe de altă parte văzusem că intraseră o grămadă de oameni pe care eu personal nu-i consideram extraordinar, ceea ce nu e un criteriu, dar în capul meu, de ce n-au intrat ăia? Și au picat cu niște note sinistre și au intrat alții care foarte mulți din ei nu fac meseria. Asta între noi fie vorba. Și oameni care au intrat cu note mai mari decât mine, care nu fac meseria, din diverse chestii, unul a fost picat chiar în anul întâi și mă gândeam de ce n-au intrat acești oameni super talentați, care după aia au ajuns la Cluj, au făcut cu Michi Baci, au avut și niște acum examene fac meseria. fabuloase și acum, culmea, nu prea fac meseria asta, fac alte chestii, fac regie, fac alte chestii. În dar mare parte, în zona scenografie, asta. da, normal da, da. în zona asta. Normal în zona asta, dar niște actori foarte talentați. Nu știu cum, adică n-ai de unde să știi cum în e viața mai bine exact. și de ce și care e destinul fiecăruia. Dar faptul că simțeam eu că ceva e bizar, m-a făcut să nu, mă adaptez. Nu au ieșit greu. cărțile cum mi-aș fi dorit eu, că până la urmă prostul moare de drum lung și de grija altuia. <laughs> cât ce mă interesa pe mine atât de tare, de, de, ce, dar de ce să se facă dreptate în țară? Um, și la un moment dat mi-am dat seama, adică am intrat în colectivul meu când tocmai stăteam eu pe margine, purtam ochelari roșii și mă uitam urât. Uh, literalmente, cam așa, purtam ochelari roșii și mă uitam urât la oameni și nu eram deloc acasă și se încingeau celebrele jocuri de fotbal. Mai ții minte? Absolut. În clase. Și am stat. În clase? În clase, mama jucam un fotbal în clase. Veneau și ăștia cu... mai mici. Mama, mama. Împărțiserăm clasa 306 b care era clasa mare, în șase pătrățele. Și fiecare în pătrățica lui și cu șase oameni se jucau de-asta, până la sânge. Și mă uitam la un moment dat la chestia asta și mi-am dat seama că aș putea să stau aici pe margine și să mă uit urât cu ochelarii mei roșii. Sau, sau aș putea să mă joc. Și mare adevăr am, am greit în clipa și aia. A și a intrat în momentul joc. când am intrat în joc, în, în anul întâi. Și mi-am dat seama că îmi sunt foarte dragi colegii mei și că... Ce, ce am format mă, prietenii ce? de o viață de acolo, care efectiv țin până acum, n-am. Au, au grijă de copilul meu, mă rog, nu au grijă de copil. a fost un coleg la un moment dat care a avut grijă, dar sunt oameni care mi-au devenit foarte, foarte dragi. Culmea, eu m-am unit mult mai tare cu generația lor la master se-a părut că am fost super uniți și super mișto am da. făcut trilogia trizilor la master anul întâi cu clasa lor și eram foarte puțin de la mine din clasă și foarte mulți din clasa lor. Voi ați fost, practic, ultima generație cu 4, 4 ani. ani, noi am fost prima generație Bologna cu 3 ani, și la master, asta pentru context, zic, la master, practic, s-au unit au -au cele două, două generații. Au intrat uh, oameni de la generația Anei și oameni din generația mea, și am fost undeva la, nici nu mai știu câți, 30, poate. Da, dar noi absolviserăm 100. Da, Deci, aia e că au ieșit în anul nostru, care a fost efectiv anul de sacrificii. Am ieșit 100 doar din București, doar de la un ATC. Corect. Într-o, într practic, într-un într singur an. Într-un singur an și din aia 100, au. terminat două generații două, două în generații, timp, anul 4. Da, 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 Dar enorm de mulți foarte talentați. Adică la un moment dat. Ei, povesteam lui Cezar Grumăzescu cu care am filmat cine era la noi în generație și zicea, mamă, dar numai unul și unul sunteți toți, adică din ambii ani da. oameni sunt foarte mulți foarte care fac meseria, mulți care fac meseria și care sunt super talentați Bravo. adică într-adevăr dacă stai să numere asta plus anul de dinaintea noastră de la domnul Cojar și <coughs> de profesor Titieni sunt actori acolo Adică să nu mai aud pe nimeni că zice cu generațiile de aur. Ah, nu, nu, nu. Ce nu. generații Ar... mișto au ieșit sunt... Noi am trei ani. Pe... Știi ce mișto? Că uh, uh, toate aceste uh, locuri comune că nu mai sunt generațiile care erau înainte, că da. pe vremea mea, pe nu știu ce, uh, s-a trecut peste asta. Pentru că uh, exact asta discutam cu Alex și cu alți invitați actori, fie, fie, fie că sunt milenial, fie că-s generație, fie că sunt boomer ca mine, nu există chestia asta. Pe nimeni n-am întâlnit să mai spun așa ceva. Toți pe... Că... A, bine, oameni care sunt din exterior vorbește și care... Vorbește nostalgia, pur și simplu. Da, vorbește simplu. nostalgia, exact. A, exact. Oameni Nostalgie care îi se referă la da. tinerețea lor și da. ce-a fost până în 30 de ani, Ai e bun. Muzica da. aia, cum se îmbrăca, ce mânca, la ce actor se uita la 7 da, da, da. cai și așa mai departe. Și a, acolo a rămas. Nu s-a dus niciodată e. să vadă un film acum, nu s-a dus să vadă un spectacol de teatru, să vadă pe cei tineri, pe eu vă consider foarte tineri și acum e... Este o plăcere. Eu de mă azi? duc special numai la spectacole din astea. Că sunteți foarte buni și cred Și cred că, că merită. oameni și mai buni și mai... adică și generația de dinaintea noastră, de la Colceag, unde aveai Andreea Grămoșteanu, uh -huh. Costi Diță, Beldeac. Radu Iacoban, Beldeac, adică oameni super mișto și aia erau toți, numai unul și unul. Da, da, da. Fabuloși. Mirela, Zeța, adică niște super actori, super actori. Da, mi se pare că generația aia a fost uh, printre ultimele care uh, ei au prins ca Sandra și cred că după aia încă o generație după ei. Da. Și generația de după ei și generația de la Cojar, cred că a prins, că da. țin minte că Alina Grigore că era. Că voi, de exemplu, n-ați mai prins Casandra. Nu, la teatru, masca, în Exact. Bucureștii noi oh, unde dădeau da. cu petarde în fața scenei adică În am... schimb, noi am primit și ăla, ăla, e, ăla e un moment senzațional pentru mine pe care o să mi-l amintesc toată viața am primit uh, la deschiderea anului am primit cât un trandafir pe scenă la Casandra Serios, deci am, am Da, și noi, de fapt, dar aia a fost aia a fost da, da, pe scenă atât. la Casandra. Deci Aia a fost... pe scenă la Casandra... atâta, nu se mai juca. Nu. Dar uh, pentru mine a fost absolut senzațional momentul în care știam că sunt intrat și m-am dus pe scenă la Casandra, am primit frumos un trandafir, deci nu, cred că am fost vreodată mai mândru, nu am primit trandafirul cum... ăla... Da, Dar știi pe scen... că e, a fost fain. o chestie foarte ciudată că atunci când eram noi în anul... în, în 2010... Da... Uh, când eu, terminam masterul, master eu am făcut un, un clip uh, cu un regizor englez, și seara ne-am văzut cu. eu cu regizorul englez, cu care mai lucrasem și eu și maica mea și nu știu ce, și cu uh, un fotograf, în centru vechi. Am fost la o cină și l-am am trecut pe lângă Casandra și l-am arătat, uite, asta a fost Casandra. Și am văzut că era un pic deschis, era foarte deschis. Am furișat și am intrat în Casandra, abandonată mirosind, dar toți șobolanii absolut. și toate mucegaiurile și cu pe jos plin de postere și de din de la spectacolele vechi. Și a fost o imagine man, absolut suprarealistă, adică tocmai zic că am intrat prin infracție undeva. Era deschisă un pic chestia aia și am intrat și am văzut am văzut Casandra Și mai era l -l -l ceva din fotolii, din scenă, din asta. Erau scaunele rupte, era o chestie oh. de asta era, adică Abandonat cumva a fost de vechi, atât de Trist da. momentul și de. și știi, și să-l și trăiești în momentul în care tu tocmai absolvi masterul. Da. Nu absolveam încă, ne pregăteam ne pregăteam, ne pregăteam să... să intrăm în anul în care eu am făcut opera de trei parale. Tu ai fost la cealaltă clasă de Da. Atunci. Da. Noi am început împreună cu Tragedia Antică, cu mm -hmm. Trilogia Trizilor, care a fost un spectacol care mie în continuare îmi place foarte mult gândindu-mă așa în retrospectiv Din păcate la fel, am repetat șase luni de zile pentru spectacolul ăsta, tot pentru context pun și am jucat cred că de opt ori din motive care mie cel puțin îmi scapă Din motive, da Care Era Era o construcție foarte mișto pentru că n-era o trilogie era făcută de trei oameni de Andrei Grosu, de Liviu Luca și de Măzgăreanu și era făcut foarte mișto cu instrumente muzicale cu tot felul de plasări din astea bizare, la un moment dat eram toți sub gradene, nevăzuți de public, cu boluri tibetane și la un moment dat era un moment în care cântau toate bolurile tibetane, era momentul în care corul antic se luptă cu nu mai știu cine și eram cu niște bețe și aveam niște ritmuri, adică era atât de plăcut să fii în spectacolul ăla, se era plăcut să fii în cor. 11, pe 11 pe, iunie. La sala de la 11 iunie. Era foarte plăcut să fii în cor, culme adică foarte mulți dintre noi dublam tu erai Ahile de exemplu da. și când nu erai tu Ahile era în cor, eu eram Casandra când nu eram Casandra eram și în Nicolae, cor și Nicolae, da, Da, și tu erai cu Nicolae eu pe tu... eram cu Nicolae pe dublu rol, da și când nu jucai rol principal era în cor și culmea era te plăcut să fii în cor Ia avea, aveai senzația aia că faci parte dintr-o chestie și că tu prin sunețelul ăla mic al tău adaugi unei vâltori care acoperă mama, atât de mult mi-a plăcut să joc spectacolul deci am, am o poveste de aici, mi-a venit acum, trebuie să vă zic. Un moment absolut senzațional. Eram eu Ahile, eu nefiind un, 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 un om foarte, foarte musculos, dar eram Ahile și aveam și părul lung. Și la un moment dat, într-o repetiție, era un moment din ăsta de maximă intensitate în care eram cu uh, colegii în spatele meu și uh, venisem la Ifigenia. Să o ajut, în fine, și era un moment în care eu trebuia să dau cu pumnul în aer și să zic, va fi! Va fi, va Asta fi și toți birmidonii erau acolo cu mine, În moment de maximă intensitate, și în momentul în care eu am zis va fi, m-am poziționat greșit și am dat cu primul pum în reflector, reflectorul fiind jos. Și Am zis va fi! Și, puf, reflectorul n-a căzut, dar s-a dus așa praf un pic spre mine. Cred că era chiar la o vizionare. Deci, ce să mai faci după aia? Ce să mai că tot momentul s-a transformat în comedie, când am zis va, va fi! fi. Oh! Și am zis, știu că s Adică la revedere cu brânză, ce să mai... La revedere da, cu brânză? La revedere cu Vai, brânză, ce să o mai... iau. Da, da, da. Dar mi-aduc aminte faci? și încerc să explic întregii lumii ale ale noastre cu Cristie e panică. Da, da. Vai, doamne, aveam un joc atât de tâmpit pe care trebuie să-l zic în acest podcast. Și când, la un moment dat când cineva anunța Cristie panică, Cristi nu era nimeni. Okay. Trebuia cineva striga Cristie panică și trebuia să alergi haotic, trântind totul în calea ta. Deci trebuia să faci un Mamă, dar ce ciudățenii nenică Da, aveam niște jocuri Crede de astea că actorii sunt oameni normali Noi eram oameni la 20 ceva de da, ani la faza da, da, asta da, da. Și alergai ca animalul Efectiv ca un taur Și aruncă, trânteai totul jos tot în jur până când cineva zicea Gata, s-a terminat panica Nu mai e panică, da. De gata, nu mai e panică. No. Și acest absurdul acestui joc definește foarte tare generația noastră. Asta și aia că aveai un scorpion pe și adormeai. Aveam tot felul de jocuri tâmpite, doamne. Cum, a fost, -a, cum a fost la periferic? Excelent. Am, știi că eu m-au am, am, sunat să dau proba la periferic în timp ce vopseam carul de luptă al... Deci lui... fix în perioada aia. Exact atunci m-au sunat și vopseam carul de luptă al lui Micuțu care juca Agamemnon bestial. Uh, micuțul este un super actor Așa e Super actor mamă. Și deci paranteză Nu ți uita ideea Ce vreau să zic Ca să nu uit Este că uh, În spectacolul ăsta Noi Făceam și costumele Adică îi ajutam decoruri, pe colegi costume, Decor, costume De-aia era tot. Era foarte mișto Că făceam Făceam de toate tot, Făceam de făceam toate. Tot. Și eu eram afară Tocmai pictam carul De lupta lui Baga -Memnon, Și repet micuțul, te făcea Te rupea în bucăți Plângeai ca toate alea La mama. Superb actor. Uh, și am primit un telefon să vin la această probă pentru un rol. Zic, ce fel de rol e ăsta? Păi, un rol de, a, de o femeie de, de 30 de ani. Zic, eu am 23. Nu contează vino. Ei văzuseră foarte, foarte, foarte multe actrițe. Din câte am înțeles, nu știu. O să ceva. Mult, mult. Și m-am dus la probă. Am dat niște probe foarte lungi pentru că lui Bogdan Georgia Petri îi place să dea probe lungi. Ce bine Șapte scene? Șapte scene. Very nice. Uh, și, mă rog, nu știu câte erau, trei. Și am dat aceste probe lungi, am luat acest rol, m-au tuns cu ciobu, cea mai urâtă tunsoare din viața mea. Te-au tuns tare de tot. M-au tuns tare de tot și am făcut, mă rog, eu tocmai să sem rasă în cap, deci de tuns nu m-au tuns atât de tare cât doar au distrus ce reușit să se crească. După care am făcut un film la care... Nu m-am gândit nicio secundă că ar putea să se întâmple ceva cu el, singura mea adică n-ai simțit în momentul în care filmai că Ei, poate să fie ceva nimic și asta nu. e regulă de viață de fiecare dată când am simțit eu că ar putea să mi se întâmple ceva s-a întâmplat rău mm -hmm. eu am făcut filmul ăsta gândindu-mă doar la personaj la nu devia de la personaj când mai deviam cu idei absurde, venea Bogdan și mi-arăta proba și mi zicea ia uite instinctul, ăsta e instinctul asta e, asta e Matilda nu Trăiam, trăiam efectiv chestia asta, pe de-o parte, pe de altă parte, o relație destul de tumultoasă și de cu niște nefericiri în viața mea personală și doar de asta îmi vedeam, adică de asta și de absolvit anul întâi. Uh, și după aia, filmul ăsta mi-a adus cumva cariera în străinătate. Da, adică pentru de pic aici pic de a, ai fost selectată la Shooting exact. Star de în aici, Berlin, nu? Da. De la asta de la, am luat niște premii de interpretare uh -huh. la În tăsar. multe în multe Am festivaluri. luat mai nu? da, am luat la, la Locarno, la Salonic, la Varșovia, pare, mi La Varșovia, parcă la Varșovia cred că am luat doar fi Nu mai știu sigur, adică a luat filmul premiul fi Dar mi-am răzuit ieri un deget. Uh. în timp ce răzuiam ghimbir. Și mă doare. Uh, nu mai vorbeam despre asta. <laughs> că nu da, da. ai vorbit despre chestia da. asta. Și să fac uh, Și datorită acestui film și datorită faptului că eu mi-am văzut de treaba mea să-mi fac rolul și nu să mă gândesc la ce o să-mi aducă, din fericire mi-a adus foarte mult. Foarte păi, mult. Din momentul care cariera ta a devenit internațională. Da, că Bă ai avut un agent... Străind de atunci sau imediat de atunci, după? De atunci, datorită, adică s-au cumulat toate chestiile astea, eu în, perioada, în exact aceeași perioadă în care mergeam pe la festivaluri și câștigam premii, nu aveam 50 de lei. Deci ceream bani împrumut pentru țigări. Într-un paradox al vieții actoricești în România. Eram ruptă și în același timp mă duceam și ziceam, vai, mersi, după care a venit uh, Shooting Stars și sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care au facilitat acest Shooting Stars, juriului de atunci, juriului de preselecție, toată lumea care m-a ajutat, pentru că acolo mi-am întâlnit prima agentă și... Na, Poți să ne povestești un pic cum era acolo, la Shooting Stars? Iureș, era o demență din asta, pentru că noi eram până la urmă 10 actori tineri. Dar știai la un că vei lua tu film. Premiu? Păi, din Aia 10 știi că nu, ești nominalizat. Nu, aia 10 nu, nu era practic niciun premiu care îi se dădea vreunuia. A. Ce se întâmpla erau că acești actori sunt acei 10 actori considerați cei mai buni din La Europa. Momentul fiecare respectiv. fiecare Au, da. țară își, își propune un actor al lui care în anul ăla a făcut un rol extraordinar. Sau care n-a făcut un rol extraordinar, dar îi place cuiva de el. Nu știu. Uh -huh. Și în anul respectiv se întâmplase să fie Ron Ron, adică era Bill Scarsgard care Bill Skarsgård da. joacă It, joacă Nosferatu acum la mm. uh, Bill Eggers și tot așa. Uh, Riz Ahmed, The Night Of și iarăși un super actor, Sound mm -hmm. of Metal, Adele Nell, uh, adică erau niște super, bă, niște actori foarte mișto, dar toți eram la 20 ceva de ani la un festival ulterior de au film. Confirmat, Noi voiam să bem vinuri, să mergem la petreceri. Mi se pare corect. Era, era bebeluș, adică era, era ca și cum ai fi cu școala. Țin minte că iubita de ea, Karin Dix, care coordona acest program, Efectiv, ne adunat de colo-colo ca la școală. Era, băi, băi, băi! Ia Iacob, vino cu Lasă aia! Nu vă mai urcați pe păi nu știu ce! Dar voi chiar așa era? Da, era o gașcă extrem de, de sălbatică și de mișto. Și au fost alea trei zile în care ne duceam la ziua de interviuri și de poze după ce dormiserăm toți o oră. <laughs> și eram, moment perfect să faci poze. Moment perfect să faci poze. <laughs> exact, exact. Fața curată, fără cearcă. Exact, eu am niște cearcă ne m-am uzat de tare că pozele ale ale mele de acolo, eu nici nu știam să mă machez în continuare, nu știu să mă machez. Și cred că dormiserăm o oră, că fusese nu știu unde, într-un club din Berlin și în alt loc. Și, n e alt e loc. și nasol în Berlin, că nu locul. nu locuri da, -ai de... N-ai un de, zloc, n -ai n -ai unde ai unde să te petrești, n-ai o cârciu, lumea, n-ai un loc să te pierzi, da. n-ai, e groaznic. Dar nici e... măcar nu erau o chestie de asta, că nu ne îmbătam, nu era vreo chestie de asta. Pur și mergeam din loc în loc și eram isterici de fericire, că se întâmplă chestia asta, ne duceam, dansam. A fost foarte mișto. Și după aia a doua zi la interviuri și la astea. Trebuia să fiți cât de cât serioși. Și trebuia să fim cât de cât serioși, dar na, ne-am adunat. Adică aveam interviuri, eu am început să ha, 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 era nu știu cine din Spania, am început să o dau pe spaniolă. Din Franța am început să-mi etalez uh, limbile străine vorbite. După care, iarăși, aveam cină cu, nu știu, cu... Nici nu mai țin minte cine era, cu primarul Berlinului. Atunci... <laughs> o chestie din asta. Și noi eram în continuare, adică ne îmbrăcam frumos, eram foarte prezentabil, dar de fapt eram ăia din spate de la autobuzul cu care se merge în excursie. Și era, mai o cioacă, mai o treabă. Mai o cioacă, mai o treabă și era foarte, foarte frumos. Eu făceam fotografii în continuu, aveam un aparat foto cu mine și în continuare mai vin pe Facebook uh, am una foarte frumoasă cu Hjalmar care era shooting shooting starul din Islanda la repetiția pentru gală unde ne-a dat trofeul John Hurt și nu știu ce, și am pe John Hurt și am o fotografie foarte frumoasă cu el care sta așa și lumina pică într-un așa fel încât exact pare că e o ploaie de stele pe el. Și ale alea au fost niște zile superbe din viața mea. După care, din zilele alea superbe, de la Shooting Stars, uh, m-am dus direct, mi-am anulat zborul spre România, repet, eu ne având 50 de ron la momentul respectiv și mi-a cumpărat maica mea un zbor spre Londra undeva la 3 dimineața ca în loc să zbor în România să zbor la Londra ca să dau probă la Suzanne Bir. Și am dat probă la Suzanne Bir, am luat, a doua zi am, luat, am dat probă la Michael Winterbottom, am luat, dar nu aveam cum să le fac pe amândouă. Și probele astea le-ai luat pentru că uh, ai ajuns la, uh, la Shooting Stars? Am, am întâlnit era... o agentă la okay. Shooting Stars Asta am vrut să Care întreb. mă observase în zilele respective Și cum Ghidonez eu cariera și persoana Și care m-a întrebat Vrei să te duci mâine acolo? Nu însemna nimic, nu era un contract de nimic Nu, fel. dar era totuși o dar era probă chestie. Era o ușă deschisă zis, frate. Nică, Cum să nu cum mă duc la nu? Suzane Beer Pe care o ador Efectiv, o ador și m-am dus la probă la Suzanne Bir. A fost o perioadă din asta în deci care. Deci nu știi nimic, adică te-ai dus acolo și ai primit un text și ai dat-o probă. Da, l-am învățat în avion. Și am dat-o probă, am primit un text și am dat-o probă. Și cam asta a fost. Adică dar, deci au. Deci au venit una după alta, practic. Au venit una după alta, dar turnaround-ul întotdeauna e foarte mic la chestiile astea. Adică, cel puțin pe vremea când exista pilot season, perioada asta în care se fac piloturile de seriale și așa în America, primești de pe o zi, de pe alta, cum le place agenților de casting din America să dea 16 pagini de text bă, mă. în continuu și dai câte, 3 probe pe zi, ia. A câte 10 pagini de text. Și le înveți așa, ca animalul, adică le înveți repede înainte. Dar mă rog, asta nu era o problemă. La momentul respectiv, pentru mine, era ceva fabulos. Fabulos, adică nu o să uit niciodată cât de recunoscătoare am fost de cum s-au întâmplat lucrurile. Nici nu venea să zic cu voce tare, adică n-am zis la familie. Să nu strici visul. Să nu strici visul, da. da, da, da. Tot ai zis de poze. Să știi că noi am, avem aici o rubrică. Ți-am ți -am pregătit niște poze ah. pe care am dorit să, să le, le comentăm cu... împreună. Excelent! Ha, ha, ha. Și să începem. Pentru că tot uh, Silviu a vorbit de un uh, tutu, erai clar mai mai mare, nu e mai, mărișoară, mai nu, mărișoară. 11 ani avem aici sau 10? 10 sau 11. Poza asta o are taică-miu, o are în birou la el la facultate, unde predă mi în America. Da. Vai, mi-e așa de dragă poza asta. Că Dar tu ai făcut și balet când erai mică? Am făcut am ai, un ai pic făcut? de balet și îmi plăcea uh -huh. foarte mult. Și am făcut încă baletul ăla în care te mai loveau cu nuielușa peste picioare, adică Ups. eu am, eu am prins ăla. Deci dacă nu făceai Batman Tandiu corect... Dacă correct, nu făceai Batman Tandiu corect, da. La revedere. M-am lăsat, sunt o grămadă de lucruri de care m-am lăsat la un moment dat, pentru că nu era asta destinul meu. Și zilele astea mă gândeam la tenis, ca fiind chestie care nu era destinul Ai meu. Ai făcut tenis? Am făcut tenis, mult. Am făcut Vai, tenis mă. mult. Da, asta da. n-am făcut despre azi. dumneata. Da, da. Am făcut tenis mult. Am început pe la 8 ani. Pe urmă am făcut o mică pauză la un moment dat și după aia m-am reapucat de pe la 14 și exact când era mai ușor voinicului și când începusem să joc bine de tot, a venit Lolita. Și atunci so. nu se mai putea sta la teren toată ziua și nu se mai putea. Și tot timpul am simțit că, pentru că eram... Eram foarte bună la tenis, era ceva. Uh, mamă, mult prea emoțională. Eram mult prea emoțională. N-aș fi fost în stare niciodată să fac o carieră în chestia asta. Pentru că aveam prea mult temperament, fitil scurt, spărgeam rachete, nu plă adică. Nu, nu. Adică, <laughs> știi, ca ca ai, 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 ai fost la Nastia, adică. Da, na, da. Nu? Cam pe da, era acolo. Și da. tot. Cred că de-aia mi-a plăcut întotdeauna de el, pentru că avea chestia asta de de sentiment pur pe care nu și-l putea opri și în același timp clownismul și sunt lucruri pe care și eu simt că le-am avut. Bine, el e un geniu, efectiv, cum a zis Dumnezeu Rita Franklin, ia tu de aici voce, așa i-a zis Dumnezeu lui Nasty, ia tu de aici tot tenisul, cât tot, ia -l. La fel cum i-a spus și na, și lui Serena Williams și tot așa. Eu n-aș fi avut, nu era, nu era drumul. Da, mai. de, de curiozitate, ai, ai mai, jucat acum? Da, și știi ce prost joc? Da. Pentru de că, cum așa? pentru că uiți! Da, mă, dar e ca la mersul pe bicicletă. Asta am zis-o și eu acum, un, din ăla, un, un Nu un, e chiar un la yes mers. că la adică, totuși... Nu e chiar ca la mersul pe bicicletă, pentru că și eu și soțul meu, care el este all-around athlete, adică el e triatlonist. Bun la tot. El e, e de la născut să fie sportiv. Efectiv, dar ce bine că e actor, pentru că e un actor extraordinar. Um, și eu și el jucam tenis, jucam foarte bine. Și am reluat, exact Așa. înainte de pandemie, am zis, ia să merg la tenis. Și eram... Wuhu! <truf> zup Badminton! Badminton! Da. Horror! Deci acum joc extrem de prost. Ăla n-ar fi fost niciodată destinul meu, cum n-ar fi fost nici baletul, dar au fost lucruri care m-au ajutat să am o anumită fizicalitate, să am. Uh, de fapt, asta, să am o anumită uh -huh. fizicalitate, care mă ajută enorm și care constituie foarte mare parte din, din cariera mea. Cât am suferit eu că n-am fost ingenuă vreodată, dar e bine să fii și terminator. Bun, hai să vedem. <laughs> Mai departe. De la balet am ajuns la terminator. Da, asta e primul meu film. Vai, aici era pârși. primul tău film. Da, și el este Bruno Volcovici, actorul care a jucat tatăl meu și pe care îl adoram. Bruno deci aici avei 9 ani? Da. Aici avei 9 ani? Da. Bruno mi-a dat cadou de rap primul meu Walkman cu primul CD care era cu Chet Baker, cu Let's Get Lost. Deci nu cu casetă. Yes. nu Walkman, Discman, scuze, scuze. Discman, scuze. Okay. Discman, unul Sony, negru, nu o să-l niciodată. Ce e tare! Și cu Chet Baker. Mama, am ascultat Chet Baker-ul ăla. Dar vezi ce cultură muzicală mi-a făcut la vârsta? Very nice. Very nice. Și aici, da, a, aici ce eram... să scurt erai. Da, da, eram tun să scurt, pentru că la un moment dat mersesem la balet a haotică, nepieptănată, lucru care din nou se transmite genetic, <laughs> și cu părul, și fără, fără, elastic și atunci a zis maica mea, gata, da! mai pot hârști și după aia asta a devenit un soarea mea în de zile Vai, Vai ce se cu fimea. Am senzația că nu se de deloc cu ea. Și, și că, când vezi poza că asta. Că am trecut pe acolo doar il fugitivo, că a făcut-o taică sus singur, dar îmi dau seama că nu, de fapt e foarte mult din aia. Nu, 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 seamănă da? să știi. Da. Next. Next. Tot la filmare, tot, tot la filmare. Uite, uite film. ce atitudine. Asta e atitudine. Uite-o. Deci cu un picior în față. Mândră mis. <laughs> Mâinile în buzunare. Tati, de, despre ce vorbim aici? Cam, așa, asta Și cu căști. Și din spate este regizorul, Claude Michel Rom. Vai ce mi-a plăcut la filmări. Îmi plăcea pe platou viața mea. Câte zile ai avut, mai ți minte? Patru zile în primul, zece zile în al doilea iau. Mamă, greuceanu, Greuceanu. Dar emoții, scene grele. aveai, aveai emoții în momentul în care se striga acțiune? Nu. Nu? Nu. Era... Și era bine. Zen? Era... și știu dacă era zen. Adică aveam oareși care emoții, dar eram foarte acasă. Și mă duceam după aia și mă uitam la monitor. A fost un lucru foarte bun, pentru că eu Bă, niciodată n-am vanitate când mă uit la monitor. Adică poți să te, să, poți să te uiți din... Uh... Poți să mă uiți de... E alt om. E alt om, îl văd obiectiv. Îl văd obiectiv și văd unde mai... Și asta am învățat-o de atunci. Eram atât de fericită să fiu pe platou, era viața mea. Și îmi plăcea faptul că trebuie să repeți, că trebuie să Păi și textul, ușor. de exemplu, cum stăteai acasă cu mama ta și, și învățai, îl învățai? Da, eram franceză, da, oricum. Ok. Da. Tu nu știai franceză la vremea respectivă, la deci film, învățai fonetic. Învățam fonetic la primul film și la al doilea, între primul și al doilea au fost, a fost un an și am vrut cursuri de franceză și am făcut franceză cu o doamnă profesoară, doamna Angela Soare, care îi mulțumesc enorm pentru că m am învățat într-un an de zile, superbă rapidă și cu foarte multă bucurie aveam niște cărtuțe uh, care se chemau uh, Julie deja, citesc deja și în cărtuțele alea învățam despre tot felul de personalități gen Yannick Noah care îmi plăcea la nebunie pentru că învățasem despre el din cărtuțe și mă uitam la cum joacă Iannick Noah tenis și Chagall și nu știu ce și era foarte mișto să învăț aplicat cu cărtuțele alea da, Fine. ia că tă -tă. Next. A, asta e Lolitul. Lolita. Loluța, cum mi se spunea în teatru. Da. Asta era fix scena aia când îi ziceam după ar trebui să sunt poliția și să zici că să le zic mai... Da, doamne, ce iubeam. Ce, ce întâlnire mișto a fost cu omul ăsta. Da, ai avut, ai avut parte de niște... Niște întâlniri fabuloase. De, niște întâlniri fabuloase. Asta era una din întrebările care urmau. Dacă Ți-a schimbat ceva viața, dar nu mai e nevoie că dar să mal. văd, jaloanele sunt puse. Cătălina Buzoianu, el, adică sunt niște oameni, Bogdana Petri, după aia cu periferic. Cu periferic. Sunt, sunt, Asta a fost școală, să faci chestia asta doi ani de zile, să repeți un an și ceva, să repeți cu oamenii ăștia. Da. Și un spectacol foarte greu. Lolita e un rol extrem de greu. E una dintre cele mai tragice. E, e, sunt niște oameni care omoară un copil, de fapt. Despre mm. asta e vorba îl, mai întâi îl murdăresc în toate felurile și pe aia îl omor. Și, na, și copilul ăla e luat și aruncat de colo-colo. Neiubit de măsa, ne, e, e, o poveste sinistră și trebuie să o joci. Hai să vedem trebuie. mai departe. Oh, Nepal! Vai, ce Zine cu Nepalul. Măi, copilul, dar eu asta n-am văzut. Zine cu Nepalul, asta... că eu vreau, eu îmi doresc mult de tot să ajung cât de curând în Nepal, Vai, așa rog, că zim. Te rog, du-te cât de curând în dar Nepal, vreau, e cel vreau mai frumos loc din lume. Asta era un aeroport, cred că în Pocara era asta. Ideea este că cu cât ajungeai mai sus, și noi am mers foarte sus, am făcut un film care se chema Camera Trap. Și am filmat mare parte a lui în Isle of Man, în Anglia. Unde culmea, condițiile meteo au fost 2000 de ori mai haotice și mai nașpa Mai decât, decât, aici. decât aici. în Nepal. <laughs> la Nep 4000 de metri, cred că sunt. Nepal, sunteți, Nepal da, și după aia am urcat și mai sus, am fost pe la 5000 și ceva. În Nepal, fiind ianuarie, în Nepal. Și ajunsesem în niște aeroporturi din astea, unde sosirile și plecările erau scrise cu markerul albastru pe whiteboard din ala, <laughs> în care, nu știu dacă ai văzut că asta este pe Facebook-ul meu, era avionul cu cut in case of emergency, să tai cu foarte fereastra avionului în caz de emergency. Paranteză, cu toată, cu în Nepal, adică în uh, Nepal, nu în Kathmandu, dar în alt uh, aeroport, e este, este considerat cel mai nasol, cel mai periculos uh, aeroport din lume din cauza curenților, din da, cauza da, da, faptului da. că e între munți. Și aterizările sunt tot timpul cu, Doamne ajută... Să fie oare Johnson, unde am zburat eu? Cred că da. Eu am zburat cu cele mai două periculoase linie aeriene, Tara Air și Yeti Air. Multe accidente, foarte multe accidente, tot timpul. Doamne, dar ce bucurie. Câți ani aveai aici, Ana? 27. 27. 27. Okay. Era, a fost cea mai frumoasă chestie din lume și după întoarcerea din Nepal, pregătește-te pentru asta, am avut uh, depresia aia de coborâre, pentru că o ai... Ești într-un extaz total. ne am și stat vreo, nu mai știu cât, două săptămâni și ceva. <coughs> te trezeai, vedeai anapurna, îți bei cafeaua și te uitai la soare cum răsare și nu o să fie nimic atât de frumos vreodată. Aia e. Când A, -a și după aia ajungi acasă, acasă în garsoniera acasă. ta din București sau în apartament și îți vine să... Dar nu e numai asta. E o chestie care cred că se întâmplă la nivel chimic. Apropo de oxigenarea... Da, 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 ce uh -huh, este uh -huh. În mod real se întâmplă, și încercam să-i povestesc lui Radu, care uh, era iubitul meu atunci, încercam să-i explic și nu știam, nu aveam cuvintele și nici nu aveam noțiune. E ceva ce am aflat mai târziu, că într-adevăr se întâmplă uh, treaba asta. Plus că eram complet izolați de orice fel de civilizație. A, și practic ai avut o depresie numai pentru că. N-a fost o depresie, da, da, o... a fost o perioadă de Nasoală. plus din ala nasol de tot la revenire, se mai întâmplau și niște chestii din asta, pentru că la nivel fizic, în ziua în care noi am plecat din, de unde eram noi, din Tasang, în Kathmandu, am trecut de la minus 15 grade la 30 în decurs de două ore. Ceea ce corpul face, ha, ce vrei de la mine? Da. Pentru că erau, ianuarie, erau minus 15 grade și când am ajuns în, în Kathmandu, era toată echipa... Întinsă pe jos, pentru că erau 30 de grade în ziua aia. Uite așa. Dar nici cadmandul nu e la nivelul mării, adică nu, și ăla e sus, era dar bătea cânt, soarele. Era bătea bă... soarele. Uh -huh. Ca asta țin minte, uh, machioza noastră, care era și pictorița de costume, Erika Ockvist, care acum este uh, machiorul principal și câștigătoare de premii Emmy la Bridgerton. Și care Yo. este suedeză și care ne-a zis Vă îmbrăcați cum vă zic eu Pentru că dacă cineva știe ce e aia frig, sunt suedezii Ne-a zis, da, să trăiți Corect Și ne-a făcut 2000 de straturi, costumul nostru Arăta, Lear, leer, erau leer. 70 de chestii Pe care ți le puneai una peste alta N-am simțit niciun pic de frig Și De unde am pornit creere A, da Ea, Țin minte că eram, filmam Și la un moment dat răsărea soarele și Erica alerga în disperare pentru că te bronzai, te ardeai imediat, că în soarele ta. e aici. Mm -hmm, mm -hmm. Adică la înălțimea e ba! Și... Na, te, te ardeai imediat. Se topea zăpada, ne pierdeam zăpada din jur, adică era... da, am pus... Toate posturile astea Bene. sunt pe, pe Facebook-ul meu. Această călătorie fabuloasă în Nepal, făcând filmul Camera Trap, care cred că există în continuare pe Apple. Hai să vedem. Next! asta e index, zero o oh, ce iubesc filmul ăsta asta este o, o, cum se cheamă o fabrică părăsită în Bulgaria în Bulgaria, se cheamă da, că acolo ați filmat nu? da, Kremikovski unde, nu știu să sperăm că nu era nimic toxic nu păi că da, și nu știu ce. încă ești ok Încă sunt ok Au trecut 2000. Da, tot, tot 27 de ani era în Practic am făcut camera trap Am venit acasă, am stat două săptămâni Și am pornit în pregătiri pentru Index Zero Deci asta e la distanță de O lună, să zicem Și asta cred că e prima zi de filmare De la Index Zero Cel care e cu spatele este regizorul Lorenzo Sportiello Care a făcut un film superb Index Zero este un film superb Care din nu păcate, mai e atât de bun și este atât de valabil, în fiecare an e actual și actual. Este uh, sci-fi. Și Da, da asta știu că de... se nu? e foarte mișto, foarte mișto. Și acolo este Simon Merrills, uh, colegul meu, partenerul din film și prietenul meu care locuiește și el în București pentru că este căsătorit cu o româncă. Oh, uh. voilà. între timp, Ce da, fai. pentru că viața așa l-a dus, dar Trainez. incredibil. Da. da, și Simon care mi este în continuare un foarte bun prieten, pe care l-ajut mâine cu o probă și tot așa. Fine. Da. Mai departe. Oh, Ia, da. uite. Ia, uite. Aici am fost aici. la Londra cu Rodi uh, Rodica Lazar, pe care o iubesc, care e prietena mea și o actriță fabuloasă, Mihaela Sârbu, domnul Rebengiuc, pe care îl ador forever. Aici eram noi, la Londra, uh, unde am fost fiecare cu câte un film. A, și v-ați întâlnit din întâmplare. Nu ne-am întâlnit din întâmplare. Am fost, adică știam că se merge la festivalul de film de la Londra. Uh, gazda noastră era Ramona Mitrică. Uh, okay. Dumnezeu să o ierte, ea pleca dintre noi anul ăsta, acum foarte puțină vreme, ceea ce a fost un șoc pentru toată lumea. Rodica era cu filmul Carmen, cred. Uh, eu eram cu Periferic. Și nu mai știu... Ea era, cred că era cu Octav? Cu... Mihaela, nu cu Octav, cred că era cu... Fai, cum se chema? Am uitat. Dar da, a fost foarte plăcut. Ne-am luat haine la fel toate trei. <laughs> da, a fost, a fost o coloneală cu, cu fetele, ne-am dus la Primark și ne-am luat toate trei același tricou și aceiași iegări. Very nice. <laughs> Mai departe. Asta e o poză făcută de Lucian Samaha care este un fotograf uh, din New York dar iranian ca origine, cred sau palestinian, tu știi, nu vreau să greșesc tu știi. Uh, și este făcută la la scena, pe vremea când mai exista la scena Asta e de la la scena? Da, wow. uh, mi-e plăcând un -mi foarte mult la scena, aici a tocmai terminasem de făcut serialul Emerald City, aveam încă tunsoarea personajului, pe care, din când, la care din când în când mă mai întorc uh, potolește Tana. Și m-a întrebat ce, ce ar fi pentru tine, ce ar însemna pentru tine Bucureștiu. Și am zis, parte foarte importantă din București pentru mine e la scenă. Din păcate. Eu nu știu dacă se mai întâmplă din, ceva Păi nu, nu, vă spun e, eu că vezi. eu stau acum lângă la scenă. Așa? Stau da. la 3 minute de -a la scenă, este la fel uh, abandon total. E da abandonată abandon, asta de întâmplă nimic. Un fel de Casandra ești acolo. Da. Iar eu am făcusem toată pregătirea pentru serialul Emerald City în iarna respectivă când eu am primit scenariile, am primit cele 10 scenarii și am zis Isuse pe băți, ceva mai bun, de... sunt atât de bine scrise că eu n-am decât cum să le stric. Deci cum fac eu să fac bine? Asta e un personaj fabulos, personajul meu din Emerald City e, cred, personajul meu preferat. Really? Da. Și mergeam în fiecare zi la, la scenă cu două, trei scenarii, dintre alea 10, cu ce mai citeam eu atunci a jurnalului unei a lui Cocteau, pentru că personajul era dependent de opiu ăsta pe care îl jucam, cu târlă și îmi făceam acolo research-ul și stăteam și... Dar ai și, ai, și jucat la, la scena teatru? Niciodată. N-ai jucat, nu? Nu dar acolo am avut petrecerea de italiencele, de exemplu, și mi-aș fi dorit. Acolo un pod, multe. nu? Un pod. Uh... Da. Uh -huh. Și adică sunt foarte multe lucruri pe care mi-aș fi, mi fi dorit să joc la la scena teatru. Era un, unul din locurile alea, cum a fost și Teatru Act, pe care le consideram eu foarte aproape pentru ce însemn eu ca adult și om de sine stătător în București. Și când Lușin mi-a zis care-i Bucureștiul pentru tine, am mers la okay. la la, la scena. La, la. Bun, eu eram convins că este fotografie făcută în altă parte, și eu, că nu, nu -a a, arăta ceva. caloriferul foarte românește yeah. dar nu culoare, faptul că da. e negru, compoziția nu m-ar fi dus cu capul deloc la... Mai da. departe e, Și asta e tot în București. Asta e, clar în București asta e în București <sus> Aici da, da, la e. obor La obor, exact exact. <sus> Uite da. terasa cu mici acolo în spate Exact. Uite exact, exact. căpșunile Da Asta e făcută la New York Când am fost eu la New York În anul domnului 2015 Și m-am <coughs> întâlnit cu Cornel Lazia Și am pornit pe străzi Și mi-a făcut niște fotografii pe care le ador printre care Cu și treabă bănuiesc că erai acolo Nu, nu eram cu treabă în, Eram de holiday? Da. Okay. Eram în holiday Am fost la tatăl meu Și de acolo am fost la New York Eu adorând New York-ul cu spume Cu pasiune e. și cu strigături și, și aici sunt, love, suntem, suntem pe love. aceeași lungime de undă. cu... Orice probleme aș avea cu America, New York-ul este viața mea. Și uh, da, și acolo m-am întâlnit și cu uh, bunul meu prieten François Arnaud, cu care am jucat în The Borgias și în The Man Who Was Thursday și efectiv au fost așa niște zile în care mă vedeam cu oameni și cu prieteni cu Cristi balin care a fost cu mine în clasă și care e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și cu care fac aceleași șoace de ani de zile și tot așa. Adică asta a fost efectiv holiday uh -huh. și... Da. Ok. Mai departe. Asta e de la treabă. Asta... asta e la serviciu. Asta e de la serviciu. Aici e cu munci. Aici e cu muncă, da. Asta eram, cred că eram în Sankt Petersburg aici. Ah, ce fain. Uh... Când încă se mai putea filma în, în Rusia. Vai, da... Noi am filmat mare parte din filmul Siberia, pentru că asta este un cadru de... Ne pregăteam noi de a intra în cadru la filmul Siberia, care a fost făcut în mare parte în Winnipeg. Asta în am vreau să zic, că știu că nu a fost filmat, nu. Siberia nu i-a fost filmată în Siberia. Nu, din păcate nu, pentru că au fost niște greșeli sinistre. Mă rog, filmul ăla are niște greșeli sinistre oricum. Dar a fost o experiență foarte plăcută și m-am prietenit cu niște oameni mișto. El bănuiesc că foarte, foarte mișto. Minunat. Nu? un om minunat, absolut superb. Din toate punctele de vedere, un prieten bun, bun gentleman de săvârșit, un om extrem de inteligent cu un umor super mișto, un partener foarte bun de avut pe platou, Ce tare. un prieten bun de mers la filme și mâncat popcorn, adică da. Și un om extrem de normal, extrem, extrem de normal, de norm. așa și pare. Foarte normal da. care, da, când mergeam, veneam de la filmări și am zis eu că vreau plăcintă cu cireșe și am adormit în mașină și oprise mașina la un supermarket să-mi caute plăcintă cu cireșe. Adică foarte, foarte mișto, foarte, foarte mișto. Și asta, da, în Sankt Petersburg, unde mie nu mi-a plăcut foarte frumos San Petersburg, dar în fiorător așa când te uiți un pic și când Nu știu, relațiile cu oamenii nu mi-au plăcut mie Nici cel mie. puțin. Adică Nici nu... asta și nu, nu, știu, adică mă gândesc cu ce de suedezi au murit să construiască toată chestia asta. Da. Uh, și nu mi-a plăcut pentru că el era foarte urmărit, era foarte greu de filmat pentru că se strângeau în Winnipeg. Era un fel de... ah oh! și el oh! și, oh! adică ne-a lăsat lumea în pace. Aici a fost infernal, că erau niște scene grele și să le faci cu și de mii de oameni care urlă Mam. la tine și împiedică filmarea. Mam, și... Da, 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 mi-am Erau să alea ne... de la aeroport, cumva. Sunt niște chestii de da. intrat, și din aeroport, sunt spații foarte mult largi. Da. Trebuia să-i cu jumătate de aeroport ca să filmezi acolo. Ne-am dus... Păi când am, când am filmat, am filmat în aeroport la un moment dat și a fost o chestie din asta. Ne scoteau în fiecare zi prealtă intrare de la hotel și chestii din astea. A, erau și în dreptul hotelului. Bă, erau spus, în jurul hotelului adunați ciopor. iar noi stăteam pe acoperiș, pe o strașină din asta și fumam și ne uitam la ei. Da. Și mă... da, da, mai neplăcut, departe. Dar plăcut. La, uite. Uite, uite pe Zop, zop și pe Bulbi Am mic. pus poză cu mine. Bă, dar știi ce... că speram din toată inima că ai găsit poza asta Am și că ai pus-o? Speram din toată inima. Eu sunt aia cu părul scurt și cu fața aia de furnică de acolo. Cel Cea care din ne... stânga, nu? Da, da. cel care ne face poza e Bulboacă. Înainte e de aventurile lui Arctice. E uh, alergarea. Anergatul. Da. Cristina era... Cristian este lângă și se vede jumătate de față. Cu care jucam la dublu Cassandra? Da, ea este actriță la Foxane acum. Și Vlad. Vlad Udrescu, actor foarte, foarte, foarte bun, foarte la, bun Craiova. la Craiova, care acum joacă în Hamlet, un Hamlet. Oh, ce tare. Da, un Hamlet uh, care am înțeles că este foarte La cine la Declan Donal? Exact. În da, da, e fabulos ce a ajuns să facă Vlad. Bravo. Și Vlad. un băiat cu părul lung la vremea da, aia. Parcă ești, Dar parchești dar din Caraibe, știi? Da, <laughs> dar jucai, era în Ahile, aici nu era. Nu eram cor. aici în Ahile, aici eram... Era cor, după cum Eram ești în îmbracați. cor, da, eram... Da. Iar eu jucasem în seara aia ca că machiajul mi-l făceam eu, îmi făcusem o chestie tribală pe față, mamă, mamă. Da, vai da, eram vopsiți pe față, eram... Dar tu și da. atunci aveai tot așa părul cu ciobu sau... Păi aia era pentru periferic. De pentru aia, periferic. Aia. Ah, aia era corect, aia a fost aia în, în aceeași perioadă. Aia era cu ciobu despre care... Aia da, era da, 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 cu... A povestit, da. Doamne, și aveam... Semănam perfect cu Ilienă în poza mea de buletin. Am făcut poza de buletin în perioada aia cu tunsoarea aia și toată lumea îmi zicea că sunt Ilienă Stas. Ceea ce pentru o femeie este un compliment uriaș. Bun. Nu. Așa. Hai să vedem mai departe. Eh, e... Shooting Stars. Asta ah, e shooting, stars. shooting Stars. 2012 sau 2013? 2012. 2012, 2012 aici tocmai veneam eu pe scenă în rochița mea superbă de la aici Maria era Ketua, cum ar veni, nu? Da, și veneam pe scenă către aici undeva era John Hurt care urmea să-mi dea premiu. Iar eu eram din toate punctele de vedere foarte fericită. Eram un om da. extrem de fericit. Ai asta. avut emoții, Ai... lăsăm, eu... asta este, cum să spun, o încununare a unui efort pe care îl depusese la film. Faptul că ajungi pe scena aia și primești de la domnul Hart un, un astfel de premiu, nu ai avut emoții. Adică, ba da, eram Cred terminată. că mi-i mi crăpa inima. Eu cred că nici nu știți. Dacă mă întreabă cineva, nu știu dacă aș putea vorbi în secundele alea. Eu nu sunt... Adică eu când am de făcut chestii din astea adiacente actoriei, am niște emoții îngrozitoare. Mai mari de, da, nu? nu mă Asta am vrut când Când mă mai pun la Gopo să prezint premiul pentru cel mai bun montaj sau nu știu ce, sunt terminată. Deci în clipele alea tremură inima în mine ceva înfiorător. Iar aici, vezi, par destul de compus așa, dar aveam foarte mari emoții. Sunt convins. Am foarte mari emoții și la actorie, nu, nu mă dau în lături, dar acolo cumva am niște parametri. Când e vorba de chestii de-astea de făcut civilie, dar adiacente... -ă, da. Nu mai avem poși? Ia să vedem. Asta e de acum. De, 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 de... Am ajuns și în zilele noastre. Am ajuns în ziua de luni. El este soțul meu, Marc, care este cel mai drăguț om din lume și un actor fabulos. Da. Este un actor fabulos. Și suntem născuți în aceea zi. Really? Așa ne-am găsit, da. În aceea zi. În... Nu în același an. Nu în același și an. Sunt 5 ar... ar... ani distanță între noi. Ok. Dar el este tata la copii, uh -huh. cât și pofta inimii. Și, uh, da. Și țin minte că ultima oară când am fost în acest studio, aici, la Gojira, fetița noastră avea două luni, iar noi tocmai ne pregăteam să pornim în aventura vieții noastre. Marg încă nu știa și i-a spus așa lui Gojira, cumva cu titlul de secret, că urma să facă serialul 1883 cu Taylor Sheridan. Și urma să plecăm în Texas și să îndurăm multe. Să ne ferim de șerpi veninoși și de... A, era fix înainte. Și după aia cred că ați fost în Africa de Sud. Și am fost, da, am fost, am zburat eu din, Af din Texas în Africa în de Africa Sud. Africa de Sud. Pentru că eu făceam The Power în timp ce Mark făcea uh, 1883. Și am zburat 30 de ore cu copchila. Vai de mine! 27 de ore cu copchila. Deci a, practic, în primii 3 ani de zile... Sau... A, a, văzut, lumea. de s-a plictisit și a văzut toată lumea. Da, a văzut toată lumea și a fost nu știu câte charter plane-uri din astea pentru că Taylor Sheridan ne căra cu, cu, avioane private. Frumos. Frumos. Și a înghițit la praf de Texas și am, stăteam cu ea pe piept și aplaudam să nu fie șerpi și chestii din astea. Adică Mama. niște aventuri fabuloase. În primul nostru, în primul ei an de viață are niște aventuri... Că merg cu ea la un workshop de muzică foarte mișto pentru copii care se cheamă Mima Muzica și acum tocmai făceau nu știu ce cu vestul Sălbatic și cu Cowboy Bill și Micul Indian și eu mă gândeam că chiar a crescut 5 luni de zile În Texas. printre cowboy, reali cowboy și real Native Americans, mulți. Că cum, asta a fost viața ei. Cum, cum, te înțelegi tu cu fetița ta? Vorbești și tu românește? Eu vorbesc ce... română, Marc vorbește germană. Germană. Și noi amândoi vorbim engleză, iar ea s-a prins. Vrut să... Aha. Și știe exact când e vorba de nani și de nu știu ce, ca să aibă ce protesta. Și prinde, înțelege engleză foarte bine. Adică dacă... Nu poți să o păcălească. să, da. să o Pe altă limbă, trebuie să o dați pe păsărească, <laughs> pe altă... Și înțelege engleză și mai face... Dar nu vreau să nu știu ce ești. Damn it. Damn it. S-a da. prins. S-a prins, prins, da, de e foarte bine. E foarte bine că face chestia asta. Este extrem de haioasă când vorbește germană. Eu care aveam mema aia cu No matter how kind you are, German children will always be kinder. Of. <laughs> și am râs la chestia aia când am văzut-o, am râs de m-am prăpădit, iar Carma a zis, stai să vezi. să Și da, și am, un neam smic în casă care zice chestii foarte amuzante, gen apă carbogazoasă în germană, care este vasă și ea care face vasă și e foarte, da. Deci trăiesc cu comedia, da, Very nice. Mai avem oare? Oh, Sichuan! Da. I love, doamne ce dormi de spectacol ăsta Vă rog eu programați-l de la Teatru Bulandra Alo, Bulandra se aude Doamna Repro... Domine, Doamn domnul Vlad Zamfirescu programați în spectacol ăsta Că mă întreabă toată lumea de el uh, Da, ăsta e un spectacol pe care îl ador Foarte frumos În regia acesta. domnului Andrei Șerban Iar eu acolo cu Vlad Ivanov Care este unul dintre cei mai buni parteneri Pe care și-l poate dori orice actor pe lumea asta Este o bucurie să împarți scena cu el Am jucat acum duminică uh, Carusel Cătălin Babliuc, Daniela Nane Mirela Gorea În Miela mijloc Gloria. doamna Mirela Gorea Care ne-a fost și profesoară da. Raul acolo, Raul Cușac acolo În margine, Rodica mandat. Silvana Negruțiu în Silvana dreapta Silvana este o super jos. actriță Rodica Mandache ai spus. Rodica Mandache am spus Adică e o, e o echipă foarte mișto da. Cătălin, care iarăși e un... Adică sunt niște oameni superbi și e un spectacol foarte, foarte special și plăcut. Și asta cred că am făcut-o după cât de plâns arăt la final. Am făcut poza asta. E în sigur general. că... Nu mai la, general, ca... la final să La final să terminat, fac pozele, da, da. că în rest stă lumea mai crispată. Dar și asta e rest... cea noastră la finalul spectacolului ăsta. Ne urăm tuturor, bravo Cătălin! Bravo Cătălin! <laughs> de la Cătălin Babliuc și un sincer bravo Cătălin și ție și tot așa Bun, și cred că avem Aaaa, ultima asta, poză. Da, 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 da. Asta îmi place de mor, asta e făcută de Alex Gâlmeanu cu care eu fac poze foarte serioase, filme experimentale și cioace sinistre din anul domnului 2002 uh -huh. și da Alex și cu mine am crescut împreună suntem foarte dream team așa Cred că nu există an de la Dumnezeu când să nu facem ceva împreună, iar asta este o cioacă care îmi place foarte mult și cu cât te uiți mai în spate, cu atât este ca mai mare. <laughs> ca au fost trimis deși, mai în spate. Deși nici în față nu, nu se pare. suferă asta de subtilitate zic. și în film față. românesc, este o cabotină sinistră și m-am așezat pe fiecare scaun de la Bulandra Izvor și am ciocărit. Da, este o piesă foarte animată, un spectacol foarte animat pe care o văd toți acești ulari. Da, dar ulare au diferit. Unul plânge chiar în primul păi rând. Da, unul unu huiduie, unul da. e ca unul e plictisit. Unul e snob, altul cască, sunt unii care dorm, pe acolo e. Îți faci un selfie pe la mijloc pe acolo. Da, pare. E, e da, îmi fac un selfie, dar pe, pe măsură ce mergi mai în spate, sunt unii care vorbesc cu unii cu alții. <laughs> Deja e... nu mai sunt interesați. Da, e, e, e foarte drăguț. Mi-a plăcut la nebunie să fac chestia. Da, e cred, nu e așa veche poza asta, cred că e 2017-18. Nu, asta e 2014. 2014. Așa, așa mulți da, ședință, 10 Foto, 10 ani? Păi da. da. Păi, frate, La trece mar, vremea. Trece vremea. Trece Mor, mor, când... Că... Bun, cam astea au fost pozele. Da. Ei, hey, pozele. Mulțumim, Ana. Ba nu, eu mulțumesc. Ale. Ba, de nu. ce? Și de spiliu. ce? Nu, no, nu, no, nu, no. nu, no, no, eu mulțumesc. Bă, dar asta nu înțeleg. De ce trebuie să fii ultimul care mulțumești? Adică să ai tu <laughs> ultimul cuvânt sau care... <laughs> <laughs> nu, 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 eu îți mulțumesc. No, da, no. Am și eu prieten care no. așa fac. <laughs> nu, nu, eu îți mulțumesc. Asta făceam la filmări tot timpul și din ce în ce mai agresiv. Asta este Putem oare să vorbim un pic de Subteran? Ce nu știu dacă avem voie, nu să, știu vorbim dacă avem voie să vorbim Subteran. Subteran este uh, primul serial Netflix România, uh, care a fost făcut recent și sper să vă placă. Puneți mâna, -ți, mă placă când o ieși. Cred că o să iasă în toamnă, la un moment este dat. în toamnă spre iarnă. Dar ziceți și... măcar, că ăsta n-a pus să-mi zică nimic, că este... n-are voie. Păi azi. nu știu dacă n-avem voie. Este un serial foarte de acțiune, foarte thriller, foarte cu... Deci nou... un ax, de da? nu e o dramă din nu, aia, este, nu ne tăiem venele. este e cu... Uh -huh. Și este, da, e un serial foarte, foarte, foarte de acțiune în care personajul meu <lip> n-are o clipă de liniște, ca să zic așa cu o distribuție foarte mișto, despre care iarăși nu știu dacă am voie să vorbesc uh, și cu câteva surprize pentru publicul român și tot Dar oricum, așa. asta cred că putem deci să serial, spun. Că este serial, serial. Este Netflix. prima oară când Netflix investește, produce un serial românesc o treabă de română. Adică dacă până acum a doar cumpăra chestii exact. gata făcute, acum, acum investit. S -a, s a investit. S-a intrat în teritoriu și cred că ține foarte mult, foarte mult și de public da. Adică să dacă oamenii se, se, se vor uita, cel mai probabil da. -ă, dacă vor oamenii mai se face și alte dacă lucruri oamenii, dacă nu da, nu vor pirata, dacă oamenii vor fi. Da, nu, eu nu cred că crezi că se mai piratează eu, Habar nu. E de acum. Da? Se, da, mai aia, dar se mai piratează, dar mai puțin, dar dacă există interes pentru chestia asta, plaja se va lărgi, pentru că întotdeauna se vede care interes într-un teritoriu. Și cred că adică nu e nimic de cerșit atenție pentru că cred că e foarte interesant, e Până la urmă e thriller, e serial de acțiune, e exact high octane, e intens, e mișto. Adică sper să, să aibă public. Cred că atâta am să păi da. atât am voie să spun. Atât da, am voie să spun, dar nu. eu sigur mă să mă uit, vă spun de pe acum. Mulțumesc! Eu, eu sunt, când aud o chestie din asta, și hop și eu acolo. Nu se poate să nu... Și e cu dar mafioți și cu chestii și cu... -a m -a m -a Ana! Yes. la final, spune-ne te rog unde uh, te putem unde? vedea unde te putem vedea acum ce uh... aici, Alex. Aici, sunt aici Alex sunt A, de o, ești, o oră jumate ești. și nu mă vezi A, Alex, S am fost puteți colegi vedea, mă puteți vedea la Teatrul Act unde mă uh -huh. invit cu mare drag dar nu știu când, că nu cred că avem nimic. la Teatrul Act unde joc uh, spectacolul Constelații și spectacolul O Intervenție în regia lui Radu Iacoban sunt două spectacole care mă fac pe mine să mă simt actriță. Foarte bine. În mod spectacol. real, le iubesc cu disperare. Mulțumesc mult. Uh, la Bulandra, în Carusel, în Carusel și poate în Sechuan. Să se mai pun, nu s-a mai, mai pus de mult. Nu s-a mai pus de mult Sechuan și mi-aș dori foarte mult pentru că e un spectacol care e extrem de relevant și de logic și cred că toată lumea din el e dornică să-l joace. Uh, și în rest sunt pe Netflix uh, Cu alte seriale până iese ăla Sunt pe Netflix Film ceva ce trebuie să iasă acum și poți să ne zici? Sau n-ai voie la fel? Nu am voie să zic la film pentru că uh, Am făcut un film La care țin Dar care pentru un e context okay. foarte prost istoric Acum Deci nu știm când va ieși și nu știu ce ok da. Bun. Bun, În care a jucat și filmea ah și, mă eu rog, am, am jucat eu, a jucat soțul meu, și la un moment dat a jucat și ea un pic. Ca a intrat în cadru să vă fabulous. tragă de. nu vrea să mănânce. Nu, v-am să... povestit de aia cu. Ana, mulțumim tare, mulțumim foarte mult. Mult, mult pentru mult să. eu vă mulțumesc, ba, mulțumesc. banul noi, banul ba, noi. Voi o să uh, o mai ținem aici pe Ana și uh, să-i punem întrebările alea serioase pe patronul nostru. Mulțumim, hey, oameni buni, hai. să aveți o seară bună sau o zi bună, depinde la ce oră vă uitați la podcastul nostru. Bye, bye! bye.